Uzina electrică Someșul Rece a împlinit 120 de ani de când a aprins pentru prima dată becurile în Cluj. 120 de ani de istorie energetică. La doar 40 de kilometri de Cluj-Napoca se află o minune a tehnicii. Uzina electrică Someșul Rece a asigurat timp de 64 de ani energie electrică pentru Cluj-Napoca. Istoria uzinei electrice de la Someșul Rece începe încă din anul 1902, când primăria orașului Cluj-Napoca a considerat necesară iluminarea orașului. Începutul secolului 20 aduce cu sine primele preocupări de introducerea energiei electrice ca sursă pentru iluminatul public. Astfel, în data de 1 septembrie 1902, primăria a organizat un concurs, echivalentul licitațiilor din vremea noastră, pentru înființarea unei uzine electrice. Potrivit primelor documente care atestă această centrală, în 5 iulie 1904 a fost semnată o convenție între Primăria Clujană și firma austro-ungară, prin care Gans & Co. concesionează pentru 25 de ani un teren pe care se înființează Regia Electrică Cluj de la Someșul Rece. În 15 iulie 1906 se pune în funcțiune centrala hidroelectrică Someșul Rece, etapa 1. Inițial, centrala avea două hidroagregate Francis, a câte 1200 cai putere fiecare. În anul 1909, capacitatea hidraulică a fost amplificată prin construirea unei acumulări de 40.000 de metri cubi de apă pe râul Râșca Mică. În etapa a doua din viața hidrocentralei, se instalează încă o turbină Francis de 1200 de cai putere și mașini termice cu o putere instalată de 550 de cai putere. A fost aleasă această zonă pentru că apa de aici avea mult potențial energetic, investiția fiind cea mai convenabilă. Sunt două văi importante în zonă, ale căror ape au fost captate, apa fiind dirijată printr-un tunel și prin conducte forțate, aceasta ajungând la cele două generatoare. De-a lungul timpului, centrala a avut o istorie extrem de interesantă, atât cu părți bune, cât și cu părți tragice. Au fost multe momente importante pentru funcționarea acestei centrale. Oricum, a rămas ca prima instalație electrică realizată în cadrul întreprinderii și totdeauna a constituit un loc aparte. Și mă bucur foarte mult că actuala conducere a reușit să realizeze un lucru minunat aici și să recondiționeze încăperile și utilajele care, vorba aia, arată ca și cum ar urma să fie puse în funcție. Pentru județul Cluj și pentru zonele apropiate, uzina electrică a furnizat lumină, curent, aproape 67 de ani. Este istorie și vreau să vă spun că am găsit între procesele verbale ale Adunării Generale a Acționarilor din 1930 și am identificat semnătura profesorului dr. Iuliu Hațeganu, care a fost președintele Consiliului de Administrație. Și mă înfior numai la gândul că acest mare om a condus destinele uzinei electrice de la Someșul Rece. Deci, a fost un profesor mare și a reușit să și conducă, să dea lumină clujenilor. În 1929 se înființează Regia Mixtă cu un patrimoniu de peste 107 milioane de lei, valoarea estimată pentru acea vreme. În perioada respectivă, centrala producea 14 147 de mii de kWh de energie electrică. Simt și istorie. Simt și dârzenia oamenilor luminii acelor vremuri, că discutăm totuși de 120 de ani. Ne uităm și dacă în spatele meu se află grupurile generatoare, în dreapta mea și în stânga dumneavoastră, sunt încă panouri aflate sub tensiune. Iată-ne că după 120 de ani încă aceste panouri sunt funcționale. Și, pe de altă parte, aș vrea și cred că ceea ce
am moștenit de la înaintașii noștri, modul în care dumnealor le-au păstrat, au avut grijă. Noi, la rândul nostru, sau aveam obligația morală ca să venim, să intervenim și să menținem cel puțin la modul cum arată astăzi această centrală. Și de asemenea să o transmitem către generațiile viitoare, generații de colegi energeticieni, electricieni, oameni, personal tehnic, dar nu numai. Aici, dincolo de istorie, cred că este și o cultură a ceea ce a însemnat și ce ar trebui să însemne în continuare societatea românească. În 1 decembrie 1933 se înființează societatea sportivă Uzina Electrică Cluj, care deținea terenuri și săli de sport, sală de gimnastică, terenuri de tenis, teren de atletism și chiar vestiare cu dușuri. În anul 1935 se alimentează de la această centrală electrică și municipiul Turda. În anii următori, după ocuparea Ardealului de Nord de către maghiari, hidrocentrala a încetat să mai furnizeze energie electrică pentru clujeni, orașul fiind alimentat din acel moment cu energie electrică de la termocentrala din Aghireș. Ceea ce mai este de amintit este faptul că în 9 octombrie 1944, trupele fasciste au aruncat în aer instalațiile centrale electrice din Cluj de pe strada Ilie Măcelaru. Însă, centrala hidroelectrică Someșul Rece a fost salvată de la distrugere de ostașii români, alături de care au luptat și muncitorii centralei. Tot atunci cade la datorie și Dumitru Cadiș, muncitor al hidrocentralei. Deci în 1944, după 23 august, atunci când armata română a trecut de partea sovietică, trupele maghiare și germane au încercat să întrerupă alimentarea cu energie electrică a orașului Cluj. Și în continuare, evident că s-a dorit întreruperea cu energie electrică de la hidrocentrala Someșul Rece. În acest sens, trupele maghiare au fost pe Valea Someșului Rece, au încercat să ajungă la hidrocentrală. Angajații, câți erau atunci la hidrocentrală, conduși de Cadiș, se numea domnul, împreună cu cei doi băieți ai dânsului, Cadiș Ioan și Cadiș Gheorghe, i-am cunoscut personal, de aceea le știu numele, au reușit ca cu două mitraliere de pe Muntele Corabia să blocheze trupele maghiare să ajungă la hidrocentrală. Din anii 70, electrocentrala de la Someșul Rece nu mai este folosită pentru iluminatul orașului Cluj, aceasta fiind înlocuită cu hidrocentralele de la Gilău, Tarnița, Mărișel și Beliș. În caz de necesitate, uzina de la Someșul Rece poate oricând porni și să dea din nou lumină Clujului, fiind perfect funcțională și acum, atâta timp cât aceasta ar dispune de necesarul de apă, care i-ar asigura funcționalitatea exact ca în anii ei de glorie. În prezent, actuala conducere a reușit să transforme uzina într-un muzeu de o unicitate aparte. Muzeul conține, pe lângă cele două turbine marca Ganz, toate utilajele și uneltele necesare întreținerii uzinei electrice. Aceste echipamente nu pot să constituie decât o amintire frumoasă a ceea ce a fost cândva, a ceea ce tehnicienii, inginerii noștri de pe vremuri au reușit să mențină în funcție un sistem energetic la cote foarte bune, foarte acceptabile. Recomand tuturor inginerilor să nu ocolească electrica, fiind o firmă serioasă de viitor. Și fără electrică nu se poate întâmpla nimic în lumea asta. Acum, din punct de vedere al locurilor, sigur, a fost
o evoluție pozitivă. A atras dezvoltarea zonei, oamenii care trăiau sus la altitudine au coborât pe vale, Datorită hidrocentralei am avut școală, nu? Clădire unde să ne desfășurăm activitatea. Evident că a dus dezvoltarea și a zonei și a oamenilor din zonă. Potrivit Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Cluj, în viitorul apropiat se vor demara o serie de proceduri pentru includerea uzinei electrice din Someșul Rece în patrimoniul național. Procedura de clasare și trecerea acesteia pe lista monumentelor istorice se datorează unicității ei în această parte a Transilvaniei, atât din punct de vedere turistic, cât și din punct de vedere istoric și patrimonial, precum și a faptului că și în alte părți din țară, acestea deja sunt înscrise în lista monumentelor istorice. Ce-mi doresc eu? Ca, indiferent de forma de proprietate a companiei, aceste lucruri atât de valoroase să fie și să rămână pentru generațiile următoare. Grija celor care vor conduce destinele acestei companii să fie și față de niște lucruri atât de importante pe care le-au lăsat generațiile anterioare. Doar prin multă muncă și perseverență pot duce mai departe, dacă vreți, istoria electricității. Suntem încărcați de istorie și avem ocazia să vedem cum a apărut lumina. Al doilea cuvânt ar fi lumina. Dacă lumina o definim ca lipsa întunericului, atunci aici putem spune că este o dovadă vie a victoriei luminii asupra întunericului. Și al treilea cuvânt, continuitate, pentru că de fapt noi asta facem. Suntem cei care continuăm și să avem grijă de acest loc pentru generațiile viitoare. Aceasta este istoria încărcată de emoție a celor 120 de ani de performanță energetică.